terenului. A aruncat Bruno David. Să vedem contraatacul celor de la Astra. O pasă cu ristul acolo a lui Budescu. Excelentă apariție și ocazie mare. Gol! Superb! 4-2! Budescu pasează pentru Beg în fața porții goale și este 4-2. Ce fază spectaculoasă care l-a avut Caliant acolo pe Budescu. El a fost punctul de inițiere, tot el a continuat, l-a scos dintre puturi pe Nițui. Chiar dacă s-a dus în lateral, a avut altruismul și luciditatea de a trimite în fața porții goale, de unde Beg a îndeplinit o simplă formalitate. Era acolo prezent și Răduț. Ali Beg, Budescu și Beg, iată cei trei jucători nou intrat integral la această fază și fac ca scorul să se modifice din nou. 4-2, ce meci spectaculos între Șepși și Astra, de departe cel mai frumos al optimilor de finală.